Practic anul ăsta, luna aceasta, se împlinesc 30 de ani de la Revoluției. În tumultul acesta de dezbateri politice, de practic, se pare că s-a uitat. Mai vedem pe aici, pe acolo, că se mai discută. Nedreaptă uitare pentru un eveniment istoric major în viața României. Cât de mult s-a schimbat România după 30 de ani de la Revoluție? Eu am plinit 30 de ani că stau în București, absolut întâmplător. Atunci am început facultate, în 89 eram în anul întâi. S-a schimbat enorm România. Nu se poate compara cu ce era pe urmă lui Ceaușescu, din niciun punct de vedere. De la drepturi și libertăți individuale, până la prosperitate, până la... Bun, sunt oameni care, sigur, oameni care aveau un venit sigur la vremea respectivă și venitul sigur de la vremea respectivă era un venit care ți asigura, hai să spun, toate nevoile imediate și care acum au rămas în jungla asta capitalistă fără venituri sau cu niște venituri infime de natură socială. Și evident, când ei comparând, măcar pe vremea aia, când dădea statul o casă, un salariu, că mă angaja cu japca și trăiam din salariul ăla, chiar dacă nu era aia așa. Îmi povestea cineva, zice, aveam bani, dar nu aveam ce să cumpărăm. Da. Ei, uite, acum avem ce să cumpărăm, dar nu avem bani. Cam așa. Oamenii ăștia, sigur, nici ei nu pot să spună că... Deci, oricât de nostalgic ai fi, repet, după lucrurile bune, că și regimul comunist a avut niște lucruri bune pentru, de la dezvoltarea industrială care a generat o grămadă de locuri de muncă și până la urmă creșterea unei țări. Hai să fim serioși, comuniștii, așa cum erau ei, după ce au făcut naționalizarea și după tot, noi tot o dăm cu mari proprietari interbelici. Mari proprietari interbelici aveau niște fabrici, câteva, nu știu, câteva zeci, câteva. Țara nu era, nu duduia de fabrici când a venit comunismul. Comunismul întâi le-a luat fabricile capitaliștilor și după aia s-a apucat să construiască altele. Hai să fim serioși, toată, sau aproape toată marea industrie românească, repet, cu foarte puține excepții, și mai ales alea din zona, să spun, metalurgiei, siderurgiei, care erau, fuseseră ale lui Auschnitt, Malaxa, dar pe care le-au dezvoltat, hai să fim serioși, că în 23 august, Republica și toate marile noastre ctitorii industriale, care sigur au fost preluate de la industria și interbelici, nu arătau la momentul în care au fost preluate cum arătau în momentul în care a picat comunismul. S-au băgat foarte mulți bani, s-au angajat foarte mulți oameni, s-au adus tehnologie, s-au dezvoltat, deci nu pot să spui. Deci comunism... s-au făcut investiții. Comunismul a investit enorm în, și comunismul a ridicat mult țara, orice ar spune, bun, comunismul, administrația țării aia care a fost, era de natură comunistă, era dictatură mascată într-o democrație strigată, că participa un singur partid la alegeri și le și câștiga. Adică, aveți o amintire care v-a marcat, un eveniment care v-a marcat din perioada aceea? De care vă amintiți? Marca foarte tare și momentul Revoluției în sine. Eu eram student la anul întâi, la București. Au început toate nebuniile. Ați înțeles pe moment ce se întâmplă? Aveam 19 ani, Dumnezeule. Și aveam 19 ani și o familie care asculta Europa Liberă, care și care avea înclinație către zona asta, după că imediat după ce a picat comunismul, m-am hotărât să mă fac jurnalist, deși eram student la Politehnică, da? A fost momentul Revoluției care a fost extrem de contradictoriu. Erau începuseră nebunile de la Timișoara și noi eram încă la în facultate, eram în anul întâi, eram în cămin și școala era, nu știu, până aproape de Revelion, când era Crăciun, altă poveste de genul. Deci mai aveam ceva de stat la școală până să plecăm în vacanță. Și a fost 16-17 decembrie Timișoara, nu știu ce, după a început să răsău pumble, mă rog, securiștii pe București la vedere. Ulterior s-a ajuns la marile meeting din fața, din piața Palatului, practic, unde e Ministerul de Interne, unde le mai dădea Nenicu 100. Și a fost un moment în care noi stăteam și bă, la școală nu se mai ducea nimeni, deci deja era începutul anarhiei. Și am zis, bă, hai să plecăm acasă, în vacanță. Neînchipuindu-ne în momentul ăla că Ceaușescu poate fi atât de vulnerabil încât să și cadă.
Și am plecat, hotărât, ba, a doua zi plecăm. Închidem deci camera. V-ați gândit că e ceva trecător. Da, și ce, mă rog, ceva nasol, dar... Care va și trece da, și... Va trece și aia, ne revedem când începe școala. Și am plecat acasă, era 22 decembrie. Eu am plecat pe 22 decembrie acasă. Am ajuns la Sinaia, că eu sunt născut și crescut la Sinaia, m-am dat jos din tren și am luat-o gospodărește spre casă, pe jos. De la gară, în fine, cu geanta pe umăr, ca orice student în anul întâi de facultate. Haine, murdare, da. Și când am ajuns așa pe la jumătatea orașului, eu stau în celălalt capăt al orașului la Sinaia, am spus, la un moment dat, treceam pe lângă o clădire, în picioare și acu, și iese unul pe geam și strigă, dictatorul a fugit. Și eu m-am uitat. Destul de pustiu. În fine. Deși era în miezul zilei, dar mă rog, lumea se ducea la muncă. Și mă uit, bă, zic, era Dumnezeu mințile lui ăsta. Și mi-am continuat drumul. Nici n-aveați surse de informare, cum e acum, eram cu telefoane, stradă. Cu... Eram pe stradă în vremea telefonilor fixe. Și am continuat drumul către casă. Și am ajuns la primul rând de blocuri, un cartier de blocuri. Iese altul pe geam, strigând jos dictatorul. Vezi că ăștia ori au nebunit cu toți, ori chiar se întâmplă ceva. Adică, cred eu că miezul dizidenței românești s-a născut la Sinaia de sărbătorile de iarnă. Și am mărit pasul către casă și este, nu știu dacă știi geografia locului, unde e halta de la Sinaia, a fost o uzină la vremea respectivă foarte productivă, Mefin Sinaia, e linia ferată și un cartier de blocuri cu o pasarelă. Și eu mergeam pe pasarelă, practic paralel cu uzina, cu halele de la uzină, unde lucrau și părinții mei. Și am luat-o pe pasarela aia. Nu m-am oprit la ei mei, că inițial îmi propusesem să mă opresc, că am venit în vacanță, să trec pe la ei, pe la birou, să-i anunț că am venit acasă și, mă rog, dacă tot apăreau de ea, cu jos dictatorul, a fugit dictatorul și toți, bă, se întâmplă ceva. Și am luat-o așa, apăsat spre casă. Și în timp ce mergeam pe pasarela respectivă, toate întreprinderile comuniste la vremea respectivă aveau sus litere mari pe care scriau diverse sloganuri. Trăiască Partidul Comunist Român, în litere mari de tablă și așa mai departe. E la momentul respectiv, când eu treceam pe pasarelă, am văzut un număr de muncitori, 4-5 muncitori, habar n-am, care dădeau jos literele de pe... literele unui... dărâmau literele unui slogan. Da. Și zic, bă, nu se poate zic, n-a nebunit chiar tot orașul. Și am ajuns acasă și ca să vezi... Deci, pe vremea aia, televiziunea era seara, 2 ore. Am ajuns, era la prânz, după ce o tăiase Ceaușescu, da? Am ajuns acasă și primul lucru pe care l-am făcut, am dat drumul la televizor. Deși, în mod natural, n-avea cum să fie program de televiziune. Pentru că erau doar două ore. De la 8 la 10 seara. Am dat drumul la televizor și în momentul în care am dat drumul la televizor, a fost faimoasa scenă cu Caramitru, Mircea Dinescu, fraților am învins și după aia și Mircea Făte că lucrez și tot. Întâmplat. Și atunci am sunat la uzină, la e-mail, în centrală, cum era, în fine, așa, și am spus maică-mi că se întâmplă ce se întâmplă și că se transmite în direct la televizor. După aia, mă rog, a fost tot entuziasmul ăla, seara toată lumea în oraș. Am vrut să mă întorc la București, să mă alătur Revoluției. Mulțumesc alor mei că au avut suficientă minte și suficientă putere de convingere să mă convingă să nu mă întorc, să mor ca prostul cu pieptul înainte, cum au pățit atâția și atâția tineri și nu numai la momentul respectiv. M-am sfâșiat vreo 2-3 zile între dorința nebună de a mă alătura Revoluției, da, color, mână, în fine. Așa, a fost și un moment la Sinaia în care a fost capturat. Avem domnul și s-a predat. Șeful gărzii lui Ceaușescu, faimoasa direcția 5 a securității, era generalul Neagoi, care, absolut întâmplător, era la Sinaia. Și era
Și a venit omul și s-a predat forțelor revoluționare și a fost marea victorie. L-au arestat pe șeful gărzilor lui Ceaușescu. O perioadă absolut marcantă. Da, nu, și mie mi se pare că este profund nedrept și profund nedreaptă aruncarea în derizoriu a oricărui efort făcut la momentul respectiv și a oricărui act de curaj făcut la vremea respectivă. Chiar erau, deci, dincolo de intervenții externe, dincolo de ce vrei tu, și le admit pe toate, că a fost un mix de toate revoluția, a fost ca așa urma cu de toate, numai că a fost cu sânge de nefericire și s-a tăiat pe anglica la democrație în România. A minimalizat, repet, orice act de curaj de la vremea respectivă, chiar mi se pare o blasfemie și o infamie la adresa celor care au murit, la adresa familiilor lor și până la urmă la adresa unei țări întregi, care a trebuit să treacă printr-o baie de sânge ca să ajungem noi astăzi să stăm de vorbă și să facem interviuri pe scule de mileniu 3, cu posibilități de mileniu 3 și fără să ne închide nimeni gura. Din păcate va trebui să închidem aici interviul. Asta e viața. Cu siguranță ne-ar trebui ore să povestim. Ne mai vedem peste 30 de ani, să facem bilanțul următorilor 30 de ani. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Eu îți mulțumesc mult. Și ne revedem cu bine și sănătoși anul viitor. Să rămână, mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Revedere.